Dragi prieteni și iubiți credincioși, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Vin zile foarte grele pentru omenire. Toți oamenii vor trece prin moarte instantaneu. 1. La sfârșitul lui august 2001, cineva l-a rugat pe stareț să se roage Sfântului Nectarie ca să-l ajute. Și starețul i-a spus: copilul meu, lasă-l pe sfânt. Acesta este în America, aleargă să salveze vieți. Pe 11 septembrie 2001 au căzut turnurile gemene. Cu câteva luni mai devreme, spusese că ceea ce trebuie să se întâmple în America va schimba cursul istoriei. Un mare rău va veni peste America și nu doar în septembrie. Vai! Acest lucru îl prevestise și fericitul episcop Antonie de Sisanios și Siatisti într-una din vizitele celui din urmă și erau de față și alții, însă fără a da explicații. Înalt preasfințite, a spus, să vedeți ce vor păți americanii peste două luni. 2. În 1990 a spus că Dumnezeu, pentru că vrea să-i întărească pe oameni, îi va descoperi în chip vădit pe sfinții lui cât de curând, deoarece ispitele vor fi mari și chinurile insuportabile. Domnul va îngădui ca sfinții să se arate și mai ales cei mari, ca Sfântul Dimitrie sau Sfântul Gheorghe. Oamenii vor auzi că într-o săptămână s-a arătat cu tare sfânt în Creta, în alta cu tare în Macedonia, unul aici, altul acolo. 3. Gheronda, ce se fac cu copiii mei care sunt dificili? Strigă la mine. Se uită la programe periculoase la televizor și sunt influențați. Doar Domnul va îndrepta situația, vei zice. Doamne, mântuiește-mă și luminează pe copiii mei să fie aproape de tine. Și Domnul te va auzi și îți va da ceea ce trebuie. Însă ne aude Domnul? Ajunge vocea noastră acolo? Nu știu. Luna trecută l-au durut urechile, vor veni angrei, dar nu vă temeți. Pe copiii săi, Dumnezeu nu-i va părăsi. Îi va păzi în mijlocul smintelii, adică Gheronda? Ce adică? Iată, dacă n-ai ce să mănânci, te vei trezi dimineață, vei găsi o franzelă pe masă și vei zice: asta de unde a apărut? Dar trebuie să ai credință. Fără credință, nu se face nimic. 4. De acum încolo, nu-ți poți imagina ce vei vedea și ce vei auzi. Nu s-au mai întâmplat niciodată în lume, a spus într-o zi de vară, anului 2005. În Grecia se vor întâmpla? În toată lumea și la noi. Și de ce? Pentru că noi, zice, suntem farul ortodoxiei, dar am devenit din cauza păcatului mai răi decât ateii. 5. Starețul spunea despre sfârșitul lumii că va dura cât țin cei 6 psalmi de la Utrenie, câteva minute. În clipa în care vom fi judecați în cer, îngerii vor cânta cei 6 psalmi. Toți oamenii care vor trăi în clipa aceea vor trece prin moarte instantaneu și imediat după aceea vor învia. Vom fi toți cu trupurile noastre imateriale. Nu vom ocupa spațiu. Unul va vedea trupul celuilalt și toți vor fi la vârsta de 33 de ani. Domnul va ține cartea vieții, Evanghelia, și imediat vom merge singuri, fie la dreapta, fie la stânga, deoarece vom ști dacă suntem pentru rai sau nu. De aceea, și în tronul în care stă arhiereul, în icoana lui Hristos, este deschisă cartea și nu este candelă deasupra, arătând că nu există milă la a doua venire. Dar, în catapeteasmă, cartea pe care o ține Hristos este închisă și există candelă, pentru că încă avem milă. 6. Pentru că vin zile foarte grele pentru omenire, Dumnezeu a ales unii oameni de i-a făcut ofițeri. 7. Lucrurile se vor derula foarte repede. Diavolul va stăpâni pe toți aceia care se vor apropia de el, îi va zdrobi. El nu are prieteni. 8. Să luați aminte, pentru că cel rău întinde curse. Nu râdeți, este lângă noi și voi nu puteți să-l vedeți. Ascultați ce vă zic, nu încetați să vă rugați. Diavolul pune pe oameni să păcătuiască și după păcat îi înfricoșează și îi face să se rușineze, să se mărturisească. Am făcut un sfert de oră în iad și am crezut că am fost 3 ore. 9. Toți cei care vor primi peceta lui Antichrist nu-și vor găsi nicio clipă de liniște.
trebuie să vă câștigați o credință puternică singur, cu răbdare, cu bunătate, cu dreptate. Să nu ne pierdem credința. Credință statornică și Dumnezeu ne va ajuta. Fără rugăciune, ne pierdem. Nu vă gândiți la viitor. Toate sunt în mâinile lui Dumnezeu. Să citiți cărțile Sfinților Părinți în fiecare zi, câte puțin, și Dumnezeu vă va lumina. Ulterior, mintea voastră se va întări. 10. Rugăciunea, Doamne miluiește, este ca o sabie care taie în două pe Satana. Ne-am găsit noi sărmani în vremurile din urmă, și monah și mireni, dar lupta este luptă. Nu vei înceta lupta nicio secundă. Luptă până la sfârșit. Și atunci Domnul, care încununează pe oameni și îi restaurează veșnic, El îți va dărui în ultimul ceas nu lucruri mincinoase și deșarte ale acestei vieți, ci te va face vrednică să împărățești în împărăția lui Dumnezeu, veșnic. Nu 1000 de ani sau 100.000 de ani, veșnic înseamnă nu are sfârșit. 11. Încă pe atât să fie pământul, ca populație, Dumnezeu poate să-l hrănească. De învierea trupurilor nu vă îndoiți. Iată, sunt de 90 de ani. Acest trup trebuie să se topească în mormânt ca să iasă unul nou, nestricăcios, veșnic, fără să se îmbolnăvească, fără să-l doară, fără să înseteze, fără să se încălzească. Va fi ca trupurile îngerești, doar să nu cădem în păcat. Dumnezeu vrea să-i spunem că doar pentru El vom trăi. Dacă rămânem în păcat, atunci și cele mai de jos, chinurile iadului, sunt veșnice. De acolo nu se mai schimbă situația, muncile, chinul, durerea, plăcările. Vouă la facultatea de teologie, aceste lucruri vi le spun moale. Nici Iacov, nici Porfirie nu le spuneau aspru, așa trebuiau să le spună, ca să le audă lumea și să se pocăiască. Vine diavolul și mă lovește fără milă. Îmi zice, nu le mai spune atât de clar, lasă-i să doarmă, nu-i lăsa să se trezească. Iar acum vreau să vorbesc, propriu zis, despre viziune, despre ceea ce-i așteaptă pe toți, din păcate, într-un viitor nu prea îndepărtat, iar unele lucruri se și întâmplă chiar în momentul de față. Așadar, iată ce am văzut eu despre viitor. Întâi de toate, tot felul de catastrofe tehnologice. Sistemul de viață creat de om este, în esență, satanic și pentru că vine în contradicție absolută cu legile lui Dumnezeu, va începe încetul cu încetul să se distrugă. Vor cădea avioane, se vor înneca corăbii, vor exploda centrale atomice, uzine chimice și toate acestea pe fundalul unor fenomene naturale care se vor întâmpla pe tot pământul, dar mai ales în America. Uragane de o forță nemaivăzută, cu tremure de pământ, secete nemiloase și invers, ploi torențiale ce vor aminti de potop, va fi ștearsă de pe fața pământului Sodoma contemporană, New Yorkul. Nu va rămâne fără răsplată nici Gomora, Los Angelesul. Se pare că greu va fi de găsit pe pământ un loc unde omul se va simți liniștit, de plină siguranță. Își va găsi liniștea numai nădăjduind în Dumnezeu. Pământul nu îl va mai putea ocroti. Cele mai grele urmări ale dezlănțuirilor naturii le vor avea de suportat orașele, pentru că ele s-au rupt cel mai mult de ea. Un singur tur babilonian distrus, o casă contemporană, un bloc. Și iată, sute de morți fără pocăință, fără împărtășanie, sute de suflete pierdute. Aceste case construite pe pari, care sunt, în esență, niște săgeți ce au străpuns pământul, ca și cum s-ar îndrepta încolo, către iad. Ele le vor aduce oamenilor moartea grozavă sub ruine și cel care va rămâne în viață îi va invidia pe cei care au murit într-o clipă, pentru că soarta lui e și mai înspăimântătoare. Orașele vor prezenta o priveliște groaznică, chiar și cele ce vor fi ferite de o distrugere capitală, lipsite de apă și electricitate, căldură și aprovizionare alimentară. Vor aminti de niște imense coșciuge de piatră. Atât de mulți oameni vor muri. Bandă de ticăloși vor săvârși răutăți, chiar și ziua, în orașe. Va fi greu să te deplasezi, iar nopțile, oamenii, se vor strânge în grupuri mari ca împreună să încerce să ajungă până în zori. Răsăritul soarelui va anunța nu bucuria unei zile, ci mâhnirea necesității de a trăi și în această zi. Nu trebuie să credeți că la sat va domni liniștea și bunăstarea. Otrăvite, arse de secetă sau înnecate de ploi, câmpurile,
Nu vor mai da roadele trebuincioase, în vite, vor da molime nemaivăzute și oamenii, nemai fiind în stare să le îngroape, le vor lăsa să se descompună, otrăvind aerul cu niște miasme groaznice. Țăranii vor suferi din cauza atacurilor orășenilor care, în căutare de hrană, se vor împrăștia prin sate, gata să omoare omul pentru o bucată de pâine. Da, pentru acea bucată, pe care acum nu o pot înghiți fără condimente și sosuri, vor fi vărsări de sânge. Canibalismul va fi un fenomen frecvent. Primind pecetea anticristului, omenirea va șterge toate hotarele moralității și pentru săteni, noaptea va fi un timp al groazei, pentru că, anume, noaptea, se vor întâmpla cele mai crunte jafuri. Dar trebuie nu doar să supraviețuiești, ci și să păstrezi averea pentru lucru. Astfel, amenințarea morții de foame va fi o realitate. Înșiși oamenii, la fel ca în oraș, vor fi vânați. Dintr-o parte, va apărea că s-au întors vremurile de dinainte de potop, dar nu. Pe atunci, asupra lumii, dăinuia cuvântul lui Dumnezeu, creșteți și vă înmulțiți. Acum însă și viața omenirii, esența sa, e îndreptată spre negarea harului și a lucrării lui Dumnezeu. Dar nici acesta nu este sfârșitul. Și am văzut eu câte încercări face răul mondial pentru a păta Sfânta Biserică, prea curat trupul lui Hristos. Întâi de toate, o vor defăima în toate ziarele, la radio și televiziune. Iudeii cu nume slave vor defăima în fel și chip clerul și pe creștini își vor bate joc de rânduieli, de posturi, de modul de viață, de tot ceea ce a fost întotdeauna baza viabilității poporului. Chiar în biserică, în mediul duhovnicesc, vor pătrunde mii și mii de distrugători catolici ai ortodoxiei. Aparent evlavioși, duhul lor e altul, trăin și poporul va părăsi lăcașurile lor. Vor sta restaurate și proaspăt construite, dar pustii. Unde va străluci luminița adevăratei sfințenii și credincioșiei, duhului credinței strămoșești, nimeni nu se va putea îndreptăți spunând: Doamne, am căutat, dar n-am găsit. În întunericul necredinței și al ateismului, pe tot pământul ard luminițele adevărului. Și vor fi prigoniți și strâmtorați drepții slujitori și supuși hulelor de tot felul. Slugile diavolului nu se vor sfii nici să ucidă, dacă va îngădui Dumnezeu unui cuvincios să primească cununa mucenicească. Mulți vor fi ei drepții mucenici ai timpului de pe urmă, dar cei de duh străin își vor aștepta conducătorul, pe anticrist, și lor însă li se va mai oferi posibilitatea de a se salva, adică să-și dea seama cine este el, numai că puterea și banii le vor închide multora ochii, cumplite vremuri. Dar toate încep de la mărunțișuri. Clerul a încetat să mai poarte hainele cuvenite cinului. De acum și bărbile rase, după moda catolicilor și a protestanților, nu mai stârnesc mirare. A doua libertate, umflată în fel și chip, e libertatea pervertirii moralității. Din păcate, oamenii au primit-o și ea a devenit o parte organică a zilelor noastre. Desfrânarea nu mai e desfrânare, ci emancipare sexuală. Uitați-vă cum ascunde vrășmașul fapta după cuvinte, la prima vedere, frumoase. Nu desfrânare, ci sex, nu hoție, ci expropiere și așa mai departe. Coruperea începe la cea mai fragedă vârstă, educând chipurile, cultura sexelor și a relațiilor dintre ele. Vor începe, chiar pe alocuri, aceasta deja se întâmplă, să le arate copiilor corpuri dezgolite, actul sexual în desfășurare, aprinzând poftele, lăsând aceasta să treacă drept ceva normal. Cărțile și televizorul vor fi pline de oameni goi, scene groaznice de desfrânare, dezgolirea din zilele noastre e doar începutul, scopul e mult mai spurcat. Grădinile Astartei și ale lui Baal, unde se împerecheau amețiți de băutură și de droguri sute și sute de păgâni, iată, acolo, spre închinare, dracilor, târăsc lumea luptătorii pentru libertate. De cine ești învins, aceluia ești rob. De această robie în ambalaj de libertate te lasă ispitiți oamenii. Dar și desfrânarea propriu-zisă le pare puțină slugilor întunericului. Ca o manifestare a culmii iubirii de libertate, a descătușării gândirii, se vor servi sodomia și zoofilia. Propagarea acestei scârboșenii va atinge proporții de necrezut, poate mai mult chiar decât coruperea sexuală.
cazurile căsătoriilor între homosexuali vor beneficia de tot atâta publicitate ca și inventarea pe timpuri a antibioticelor. Sodomiții vor apărea peste tot. Vor fi artiști, întâi de toate, politicieni, administratori. Păcatul sodomiei va deveni eticheta viitorului apropiat. Deja acum au loc orgiile lor sălbatice, carnavalurile anuale în America. Toate astea se vor întâmpla și la noi, într-un chip numai puțin respingător. Toți cei care se vor împotrivi acestei invazii drăcești vor fi declarați potrivnici ai libertății altora, înapoiați și persoane antisociale, fiindcă toate statele, în fruntea activităților lor, pun nu apărarea moralității, ci apărarea libertăților drăcești. Anume drăcești pentru că nici acum nu prea întâlnește o publicație ortodoxă decât cele propriu-zis bisericești. Iar la televiziune, arhiereii au acces numai de sărbătorile cele mari. Câte prostii se scriu și se spun, dar nu e nicio confruntare de idei, puncte de vedere privitor la concepțiile despre lume. Bună libertate, când poți numai să-ți bați joc de sfințenie, restul e tabu. Dar și aceasta s-a început de la fleacuri și vai ce de mult! S-a început aceasta odată cu transmiterea școlilor parohiale în administrarea puterii laice și au mers acolo ateii ca să educe cadre pentru Revoluția din 1917. Tinerii, nimerind sub puterea satanei din cauza păcatelor săvârșite, amețiți de băutură și droguri, nu vor putea rezista ultimei chemări către iad a ucigașului din veac și își vor pune capăt zilelor. Numărul cazurilor de suicid va crește peste măsură și va crește într-atât încât nu va mai trezi mirarea nimănui ca o consecință firească a celor ce se petrec. Cu atât mai mult cu cât numărul celor care suferă de boli înfricoșătoare, ca rezultat al plăcerilor desfrânate sau al necumpătării, va fi atât de mare, iar suferințele acestora atât de groaznice, că sinuciderea va părea societății ceva de genul unui act caritabil. Vor ajunge până acolo încât vor propune oamenilor această cale, fapt ce s-ar explica doar într-un singur fel, totul este orientat spre pierderea sufletelor rătăcite. O altă înfricoșătoare și drăcească capcană va fi îndemnarea oamenilor către câștiguri, către mărirea veniturilor personale. Această patima iubirii de avuție este păguboasă ca orice necumpătare, iar necumpătarea duce la distrugerea naturii în orice sferă ar fi câștigați acești bani și se reflectă asupra mediului înconjurător. A doua parte a acestei capcane constă în folosirea acestor bani, a acestor mijloace. Mai repet încă o dată că acest sistem de viață e nemaipomenit de fragil, monstruos de fragil. Deci și folosirea de către oameni a banilor e supusă acestei fragilități. Ce prezintă în sine banii actuali? O înșelare, o fantomă, o iluzie, ca și acele minuni diabolice. Toată tehnica produsă devine ceva semnificativ doar în prezența o mulțime de dacă este combustibil, dacă sunt piese de schimb, etc. Pe lângă toate acestea, automobilul modern, în absența unor ateliere specializate, nici nu poate fi reparat. Înseamnă că în cazul în care dispare un dacă, toate acestea devin o grămadă de metal inutil. Exemplul de față, ce are un țăran acum mai de preț? Calul și vaca. Iar mai departe, e și mai și. Cea mai mare parte de bani se păstrează fie la bancă, fie în hârtii de valoare. Vor dispărea aceste bănci, vor da faliment ca să poată fi îngenunchiați oamenii. Vor dispărea într-o clipită, asemenea repetiții au mai avut loc și cu destul succes, iar întreprinderile se vor stopa din cauza cataclismelor naturale și a războaielor. Și cu ce se va alege omul? Cu o groază de lucruri inutile, pentru achiziționarea cărora s-au cheltuit ani de viață, a căror valoare e destul de relativă, chiar și într-o lume mai reușită, iar într-o lume a catastrofelor, e praf, e nimic. Al treilea considerent ține de Europa. Ce altceva ar fi silit-o să se unească, dacă nu un război global? Și iată, acum o putem considera o țară unică, din Turcia până în Norvegia. Totul va fi comun, guvernul, banii, legile, totul este pus de acord cu America, astfel încât, în cazul unei uniuni comune, să nu apară probleme. Care dintre aceste considerente e cel mai important pentru sataniști?
nu putem ști. Gândesc și am văzut că acestea sunt treptele uneia și aceleiași scări ce duc în împărăția lui Antichrist. La venirea lui aici, totul deja e pregătit. Centralizarea e deplină, poporul e numărat, fiecare e cu numărul său și cu cartela sa, iar în ea e inclus totul, până și opiniile omului și concepția lui despre lume. Cu această cartelă se va putea controla orice mișcare a omului și pe pământ, și sub pământ, și sub apă, totul va fi. Desigur, el va vrea ca lumea să îi se închine de bunăvoie, așa cum l-a primit pe Hristos. Dar aceasta va fi voia liberă a animalului dus spre tăiere. De mers, merge el singur, numai că în jur stau ciobanii cu bicele. Omenirea e deja în capcană, chiar dacă a mai rămas o bucățică de cașcaval, fapt despre care a și spus Mântuitorul că greu se va mai găsi un suflet credincios. Noi deja am acceptat condițiile acestei lumi. Oamenii nu pur și simplu au fost de acord, ci singuri își zidesc sistemul dependenței de lume și, dacă ai intrat în horă, trebuie să joci până la capăt, iar în cazul de față, până la judecata de apoi. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Sunt foarte bucuroasă că sunteți prezenți pe acest canal în număr atât de mare și asta mă determină să vă ofer în continuare materiale la fel de interesante. Până data viitoare, vă doresc numai bine!